Guys, nu o să vă vină să credeți ce am câștigat, HUGE-ul, mamă, am luat huge -ul. haideți să ne uităm, uite, aici, vedeți, Vălică a luat HUGE-ul, Leprechaun Cat, super, super forță, mamă, sunt super bucuros și nu mă așteptam, sincer, ci că am inventarul full, să iau un HUGE, am venit la troll, nu am nimic special, am activat oricum astea de Lucky, dar în rest, n-am nimic special uh, luat pe contul ăsta. Și să vină băiatul să dea huge -ul. Wow! Cum a fost asta? Cât noroc să am, guys, să fac rost de acest huge genial. M-au înnebunit, ăștia vor trade, trade, trade. Și am zis să mă reapuc de joc, dar înainte de toate vreau să mergem la daycare pentru că țin minte că am pus niște peturi și... Wow, cât de mișto arată. Mamă, câte banane are și obolanul ăsta. Ia să vedem ce vrea, să mi-l cumpere. Băi, deci au nebunit ăștia. Toată lumea vrea să mi cumpere huge uh, Aparent nu mi-a dat nimic bun. Mi-am cumpărat aici un P de 25.4Q. n am fost cum deloc la Trading Plața. Și hai totuși dacă am zis de Trading Plața să mergem un pic. O să-mi place noua, noua interfață așa pentru că poți să te teleportezi direct la Trading Plața. Chiar arată ok. Și am zis voi, nu mai m-am jucat de mult timp. Jocul primește update-uri în fiecare săptămână și da, trebuie să îl încerc din nou. Din păcate, vedeți, nu mai o duc atât de bine. Am 25 de B uh, rep. What? Reputație? Nu știu la ce se referă. Cred că huge mi-a dat, că parcă aveam 0 mai devreme, dar am 1.6 B gem. Care sincer e cam puțin, dar arată bine rău de tot ăsta. Am blocat și eu uh, trade-urile ca să nu mai mă deranjeze niciunul. 25.7 A noi e 25.4 Interesant, nu e scumpuț deloc Dar aș vrea ceva, nu știu, mai bun Ia să vedem ăștia 13Q Și la action, wow 13B, dar măcar era gold Da, merită Ok, 6Q asta are un huge frumusel Aș vrea să găsesc ceva cu, nu știu 30Q, se poate 11B, ok Asta e cu T-uri Q Cam slăbuță oferta de la plața, momentan. Poate, poate 10.1 Q. Nu știu dacă merită să-l iau pe ăsta. E puțin mai bun decât ceea ce am eu. Unde era? Aici e 25.7. Agility și Gift 1. Iar al meu e 25.4, Super Teamwork și Diamond V. Cred că-l păstrez pe ăsta. N-are rost să investesc, să bag în un uh, pet care e... să spunem așa, nașpa N-aș că trebuie să dau ceva diamante și nu e cu mult mai bun decât ceea ce am eu. Hai să ne teleportăm și noi mai am verificat twitter ca să-mi dea boost-ul ăla de experiență. Și să începem să deblocăm și noi zone noi. Pentru că am rămas în urmă cu jocul de când mi s-a banat vechiul cont. Nu am mai jucat și m-au ajutat acum abonații și vă mulțumesc cu niște peturi miște și pot avansa destul de repede. Într-adevăr, momentan nu pot să mă aduc, da, deci reputația mea dă huge-ul aparent. Momentan nu pot să mă teleportez la hardcore, adică pot să mă teleportez, dar nu am chef să mă joc și nu sunt suficient de puternic pentru a juca la hardcore. Mai ales cu peturile pe care le-am. Am observat un lucru mișto, dacă vrei să faci repede coinuri, nu contează ce coin, să deblochezi lucky blocurile. Surprinzător, îți dă destul de mult și îmi place update-ul respectiv, unde dă ori 5, ori 10, ori 3 la... în momentul în care spargi acestea. Uite, dacă ne uităm pe undeva pe aici, ăsta ne dă, nu știu, ia să mergem mai aproape de el, să vedem ce zice băiatul. Ne dă ori, ori 3 diamond, ceea ce e ok. Avem vreun lucky pe aici? Deci s-a dus uh, triple damage după server. Uite ăsta, ori 5. Ok. Noi mai avem ceva pe aici de activat pentru a ne distra triple coin și triple damage. Acum o să fie ok. Vedeți ce mișto este huge-ul ăsta, băi. Chiar arată bine. Chiar a fost cu noroc. Înțelesem că șansa de a pica un huge acum este ceva random. Și pică aleatoriu, să spunem așa, șansa. Nu mai este o șansă fixă de 0, nu știu cât, virgulă 0, nu știu cât la sută. Nu, acum este ceva random. Mi-e greu să cred... Că este peste 0,1. Sau peste 1%. Mi-e greu să cred. Dar e posibil să jongleze cumva algoritmul ăla încât să fie sub 1% plus minus. Vedeți ce bine mi-a dat aici? Și bonus frumos, aproape un milion. Deci e mișto cu ăsta, cu lucky Un alt update mișto. Ăsta nu cred că reușesc să-l fac, dar nu o să-l fac niciodată singur. Am doar 4 peturi și n-am echipat și eu mai multe. Ok. Dar haideți să încercăm în continuare să deblocăm următoarele zone. Am ceva bănuți, dar pentru celelalte nu am aparent, deci trebuie să mai farmez într-un fel sau altul. Și cea mai bună variantă am găsit asta cu lachiurile, pentru că se sparg ușor și dă ceva reward. Acum e nașpa în momentul în care... Uh, ia să vedem. Deci mi-a dat 1,5 milioane, ceea ce e bine. Mai am dă și asta în niște ca. E nașpa când îți dă peturi. Pentru că nu sunt niște peturi, wow. Sunt mm, trei și... Da, na, sunt ok. Ia să vedem pe aici ce mai spargem. Asta din păcate n-am nicio șansă. Chiar dacă a venit cineva să mă ajute, n-am nicio șansă. Am doar 4 peturi, adică n-am jucat deloc jocul ăsta. M-am pus la început exact când am luat The huge Doar că am intrat pe joc și am văzut uh, curcubeul respectiv de la update. Și m-am dus eu acolo și am zis, hai mă să încerc să fac rost de niște peturi mai mișto. Dar ce am făcut rost de trash ăsta, să spunem așa, epic și legendar. Doar astea mi-au picat și dintr-o dată Hugeul. ul verișorul sure meu, sincer, există ceva. Există destul de multe, dar prețul e ok. Să spunem așa. Gen, aș putea să-l vând și să-mi iau uh, alt huge care îmi place mai mult, să zic așa, dar mie mi se pare destul de ok. Plus că sigur o să crească prețul. Eu așa zic, că o să crească. La un moment dat o să crească destul de bine prețul la el. Și mă gândesc că se va duce în 50B zic, pe acolo, pe undeva. Așa că nu cred că are rost, scuze pentru mesaj, nu cred că are rost să-l vând de acum. Am început peturile să se descurce destul de greu, pentru că n-am un pet foarte bun și pentru că nu pot echipa mai multe. Adică gen dacă puteam echipa mai multe chiar era ok. Dar momentan vreau să vedem cât mai putem debloca pe aici. Deci pot să deblochez și următoarea zonă. Mergem, deblocăm niște peturi și... Și vedem după aceea ce mai putem face. Mm, cam slăbuț, cam slăbuț. Sincer, hai să deblocăm următoarea zonă. ia să dăm niște coinuri aici, că tot avem. Inventory full, ok. Mai nou îți dă și peturi ceva? Sau care a fost faza de mi-a dat? De ce îmi zice că inventarul meu e full? E bug ceva? Că nu, nu mă prind. Da, nu știu de ce mi-a dat că inventarul meu e full. Sincer, habar n-am. Cred că era un bug. Până acum n-am mai dat de el. Bă, că a dat ceva bănuți. Nu pot să mă plâng. Coinurile astea sunt mișto pentru că pot să farmez la huge. Ceea ce e super interesant. Nu mi-a dat și mie un huge. Și că ai inventarul plin boss, dar nu dai și tu un huge. Aici sigur o să-mi fie greu să sparg 40 milioane. Wow, ia să vedem. Se descurcă ăștia? Uh, da, nu prea se descurcă. Hai să mergem frumos la spawn. Și să încercăm să combinăm din peturile astea Să vedem, ne dă ceva interesant Nu știu câte am de astea legendare, sincer mm, Să spunem că pot să fac unul gold Ia să ce deci are 3.5 pet mm, Cam slăbuț Fix nu pot să fac, ok Hai, bobiță, cât e? Cât e acum? Mi l-a făcut de 9.41 T dacă îl fac Rainbow, după aceea îl fac Dark Matter, cred că o să mi-l fac uh, undeva pe la vreo 15Q, nu cred că mi-l face mai mult. Adică e e greuț, e greuț. Nu știu ce să zic. Mai uh, mai să facem asta în continuare aici. Să vedem ce ne dă. Dacă ne dă ceva bun sau nu. Bun. Bă, nu mai am dat trade acum că fac astea. Bă! nu să fac astea. Bun, am făcut ceva aici. A, a, Coinuri de-alea. Mamă, și porcării de-astea. Da, de mă, de tot dă trade? Bobiță, nu mai am dat trade. Așa am făceau și eu aia pe plața. Ok, și hai să vedem în continuare. Deci aveam Doodle World-ul. Și uh, noua zonă, evenimentul de Sfântul Petric, ceea ce mm, e un picuț mai greu de ajuns acolo, mai ales că nu am uh, farma prea mult. Mai am și zona de Valentine's Day, cred că mai există. Ia că sunt curioz, nu era pe undeva pe aici? Bobița, a dispărut zona! A dispărut zona! Wow! Ok, și sunt curioz dacă te duci la Hardcore mod dacă mai ai uh, să iei... Ia, haideți să încercăm să luăm uh, acea placă. Unde era, Bobiță? Void-ul? Hai să vedem dacă la Hardcore mod mai avem trucul respectiv unde putem să luăm placa aceea. Pentru că mă ajută foarte mult. N-am niciuna pe contul ăsta și merge foarte încet. Mamă, câte s-au adăugat. Ce-mi asta. Ok. Logică nu am, că abia am început jocul. Guys... 25% mastery. A, gata, știu. Deci trebuia să am uh, din astea făcute, mamă. 5% presupun. Wow. stresam am 25%. Da, o să fie mai complicat. O să fie mai complicat. Hai să mai mergem pe trading plața. Poate mai găsim ceva interesant pe acolo, nu știu. Nu uitați și voi de Lichianusul la nebun pentru că pe mine m-a foarte mult și chiar important. Și dacă are cineva vreun uh, pet de ăsta hardcore mod foarte bun, poate mă ajută și pe mine cu el. Nu știu, presupun că petul de la hardcore, dacă este de același nivel, să spunem, cu petul normal, este de fapt mai bun, că este hardcore, logic, nu? Sau cel puțin așa sper. Chiar nu știu. Hai să vedem dacă totuși găsim vreun chilipir pe aici. Ce-ar fi să pun și eu ăsta la bătaie? L-aș pune așa la troll o sumă de asta, mai mare decât valorează el. Da, și dacă îl cumpără unul. Wow, după ce rămân pără huge Bine, gen pot să-mi cumpăr alt huge Dar uh, Nu știu ce să zic 11B, ok 20 de milioane, wow Uite ce se vinde aici la șobolanul ăsta Mi-aș face și eu 30B, vezi că arată mișto Jolly, Pinguină asta. ăsta Mamă, dai 3B, bobiță Arată mișto, Cyclops 2B, ok mm, Cam scumpe Momentan nu, da, nici nu cred că o să mai bag bani în jocul uh, acesta Nu știu ce să zic, nu, mi se pare super wow Hai să luăm și noi aici și să vedem cum se adaugă peturile Că tare sunt curios, ok La astea exclusive, upa, la astea nu-mi scrie exact prețul What? Îmi scrie câte există, dar nu și prețul Înseamnă că au făcut ceva de mai la huge scrie prețul Interesant, ok Hai să punem și noi uh, trash treșuri de astea Nici nu știu la cât să le pun 20M Cred că 20M e ok Adică nu mi se pare nici mult, nici puțin I don't nu, chiar nu știu prețul uh, Astea le-aș pune La un 100M Nu știu acum dacă prețurile chiar sunt bune sau nu Poate îmi spuneți voi Sper să vând ceva Love Lion hopa Love lion -ul. Hardcore uh, mamă, e hardcore ăsta, ok E la nivelul ăstuia Chiar nu știu ce să zic, guys. Chiar nu știu Să pun niște de -astea. Deci cât costă un, uh, un pet de-asta? Costă undeva pe la 200 de milioane plus minus Mai duce spre un uh, 140M Eu zic că e ok, deci am pus virgulă Eu zic că e ok 140M pentru astea Acum nu știu, să vedem Aș vrea să mai strâng niște gemuri Poate reușesc totuși să mai încumpăr un huge, un ceva. Văd că ultima listare a fost aia. Poți să listezi și altceva? Hopa, pot lista orice? Mamă, dar mi a 100 de milioane să listez. Ok, deci trebuie să ai un pic grijă pentru că îți ia niște bani dinainte. M-aș duce pe un safari de asta, dar nu știu prețul. Sincer. Hai mă să facem o nebunie. Hai să dăm un safari de asta la un gems. Să vedem. Doar huge și titanic? Ok, deci nu mă lasă. Aș face o nebunie să-l pun pe ăsta, dar și dacă milia e pașpa, nu știu ce să zic. Cred că, momentan, rămâne așa cum am jucat. Uite, capibara polis! Bă, și are un mini huge doodle! Wow, ok. Arată bine jocul. Din păcate, na, nu știu ce să zic, dacă chiar mai merită jucat. E mișto că tot vin update-uri și la update-urile astea îți dă punga respectivă, ia să vedem aici. Îți dă punga aceasta în care îți pică, nu știu, din câte văd eu să party. Îți spun că îți pică de-astea party, habar n-am. Și vine peste două zile update-ul, da, secunde, minute, ore, zile. Ok, dacă ești cu 30 de minute înainte de update, o să primești un, uh, de asta, am un uh, box, să spunem așa. Interesant jocul. Guys, cred că îi mai tragem noi un episod mai încolo, nu uitați de Lechiano și vă salut, ceau!